Cu peste 40 de expoziții personale de grup în Republica Moldova, România, Franța și Marea Britanie, în care sunt prezentate peisaje din Moldova și România pline de lumină, culoare și trăiri, artistul plastic Vlad Tabac a decis să poposească undeva. Mai exact, la Galeria Națională de Artă Forma din Deva, unde ieri a avut loc vernisajul expoziției personale de pictură. Artistul Vlad Tabac, originar din Republica Moldova, abordează diverse tehnici, precum ceramică, grafică și pictură, iar parte din lucrările expuse pe simezele galeriei Forma din Deva, realizate în ulei, reprezintă chiar locuri și imagini din județul Hunedoara, care au putut fi admirate de numerosul public prezent la vernisaj. Am îndrăznit să vin la Deva cu o serie de lucrări, peisaje. Peisaje, un motiv sau o abordare ușor mai demodată într-un fel. Am îndrăznit să vin cu aceste lucrări, sper că voi avea succes la Deva. O serie de lucrări recente, dar și mai vechi, unele din ele inclusiv care abordează cumva însăși orașul Deva, reprezintă cumva străzele din orașul Deva sau careva atracții care sunt la Deva. Consiliul Județean, prin ofensiva culturală, face investiție în cultură, în turism, o alternativă la ceea ce este în județul Hunedoara. Mă bucură faptul că în seara asta sunt oameni mulți la expoziție și în același timp mă bucură faptul că sunt foarte mulți, vin artiști din ce în ce mai buni, care pot arăta ceea ce știu ei mai bine. Important este că acest artist a venit la Deva, important este că există aceste expoziții aici, în capitala de județ și că Consiliul Județean Hunedoara investește în cultură. Este un eveniment foarte important pentru comunitate, este un eveniment foarte important pentru noi la Galeriile de Artă Forma din Deva. Iată că expune un artist important, Vlad Tabac din Republica Moldova, și ne-a făcut o mare surpriză venind cu o serie de lucrări care sunt inspirate tocmai din orașul nostru. Am fost plăcut impresionat de aceste lucrări, știam despre ele, despre o parte dintre ele, dar tehnica și felul în care au fost pictate m-a impresionat în mod deosebit. Îmi place foarte mult și invit pe toți cei care doresc să privească aceste lucrări să vină la Galeriile de Artă Forma. Promitem și în continuare că aceste evenimente vor continua. Ne ținem de program, vor fi peste 17 evenimente în acest an, dacă totul este bine și ne ajută Dumnezeu. Deci, Galeriile de Artă Forma sunt un loc unde devenii pot să-și petreacă timp de calitate. Undeva este o expoziție organizată de Consiliul Județean Hunedoara și Direcția Generală de Administrare, Monumente și Promovare Turistică Hunedoara, în parteneriat cu filiala Deva a Uniunii Artiștilor Plastici din România, iar lucrările vor putea fi admirate până în data de 7 aprilie, de luni până sâmbătă, în intervalul orar 10-18.